Bine ați revenit, One Brand Tutorial din nou și de data aceasta vorbim despre un brand care mie mi-este foarte drag din ceea ce văd în online. Am testat puține produse, aș putea să spun, de la ei. Am testat fondul de ten în trecut, acela Conceal and Perfect. O să-l vedeți și în clipul de astăzi pentru că este un fond de ten emblemă de la Milani. Dar am o grămadă de produse pe masă aici, o grămadă de produse noi. Bineînțeles că n-am avut răbdare și a trebuit să bag puțin mânuța în ele, să văd nuanțele și texturile și toate cele, dar sunt foarte fericită că pot să testez produsele astea. În general, când mă uit la youtuberii din afară și în special din state, toată lumea, adică n-am prea auzit să se spună de nașpa de Milani, ci în general se spune că este un brand drugstore care are produse foarte bune și care dezamăgește prea puțin pe parcursul timpului de când ei tot scot produse pe piață. Și la noi găsiți produse Milani pe makeupshop.ro, o să aveți link către toate produsele, bineînțeles, de pe site-ul makeupshop.ro. Ce să vă zic, ziceam că am și produse noi și am câteva care abia au apărut și pe Makeup Shop și anume acest Soft Focus Glow este un iluminator, cremă, lichid, care poate fi folosit și pe post de primer. După aceea mai am acest concealer, se numește Conceal and Perfect, mai am un bronzer, ăsta este de aici, un mascara nou, am și un produs de buze. Asta e. Și bineînțeles am paleta de ochi Gilded Desire, se numește, și o să vedeți pe parcurs. O să vedeți mai multe pe parcurs. Dar ce-mi doresc eu este să creez un machiaj cu toate produsele pe care le am aici în față. Voi o să le vedeți și o să îmi spun părerea, o să le vedeți și voi cum se prezintă pe tenul meu. Și aștept în comentariile voastre la final să-mi spuneți care sunt produsele pe care voi le folosiți de la Milani. Ce să vă zic? Hai să dăm drumul la clip, rămâneți până la final pentru că așa cum v-am obișnuit, am ceva drăguț pentru voi. De data aceasta vorbim despre un produs tare, tare fain pe care o să-l ofer la giveaway. Prima dată o să aplic, bineînțeles, iluminatorul. Eu, din ce am văzut în online, el într-adevăr poate fi folosit și ca primer și dă efectul acela luminos tenului. S-ar putea să fi pus un pic cam mult, dar vedem, o să-l pun așa treptat și văd dacă am nevoie de toată cantitatea, dar cred că poate fi combinat și cu fondul de ten ca să dea un efect luminos fondului de ten. O să-l aplic cu o pensulă buffer de la Morphe. Este aceeași pensulă pe care o să o folosesc la fondul de ten. Nu am aplicat până acum acest iluminator pe față, ci doar l-am pus așa un pic pe mână să văd ce efect are și mi s-a părut așa foarte luminos. N-are niște particule, nu știu cum să vă explic, n-are niște particule mari, nici măcar vizibile, ci când îl aplicați, când îl scoateți din tub, dar în momentul în care îl aplicați pe ten, începe să fie luminos dintr-o dată. Sper că vedeți și voi, pentru că eu deja văd schimbarea. Eu, din ce știu, acest iluminator slash primer are două nuanțe și eu am nuanța mai deschisă. Eu îl văd ca pe un primer pentru tenul deshidratat, tenul uscat. Și bineînțeles, dacă vreți efectul acela de glowing, de proaspăt, acum observați că e pe trend toată treaba asta și e pe trend tocmai pentru că ne dorim efectul proaspăt și de ten tânăr. Tenul tânăr are prospețimea asta naturală. Dacă nu o aveți în mod natural, e bine, un astfel de primer vă ajută. Sau dacă aveți tenul deshidratat, tenul uscat, ăsta e un gen de primer care va face și fondul de ten să arate bine și tenul vostru pe total să arate frumos. După cum observați, nu are particule luminoase foarte mari, ceea ce e super. Se vede că acolo unde e relief, pentru că asta se întâmplă în mod normal, atrage tenul lumina. Are niște particule foarte, foarte fine, care mie îmi plac și mi se pare că tocmai prin simplu fapt că sunt fine și nu ies prea mult în evidență, nu se vede că ai avea pe ten ceva
care iluminează foarte tare. Și chiar dacă veniți cu un fond de ten cu finish mat peste, așa cum voi face și eu, să știți că un astfel de primer nu va păstra efectul super, super mat. Ajută fondul de ten să nu mai fie la fel de mat și să nu aibă tenul aspectul acela tern. O să folosesc fondul acesta de ten, Conceal and Perfect. Este 2-in-1, este fond de ten și concealer. Eu am nuanța 00 Light Natural și o voi aplica pe întreaga față, pentru că, bine, o să evit zona ochilor pentru că am un alt concealer. Dar eu am făcut un review la un moment dat, acum ceva ani, 3-4 ani, nu mai știu. Și o să vă las link în descriere să mergeți către acest review, să vedeți acolo părerea mea. Cred că tot First Impressions a fost. Bine, acum nu mai e First Impressions, dar știu despre el și știu că asta este o nuanță care mi se potrivea atunci, sper să mi se potrivească și acum. Dar are putere mare de acoperire. Și ce știu și ce mi-aduc aminte, pentru că nu l-am mai folosit de mult timp, mi-aduc aminte că nu trebuie aplicat în cantitate mare, asta știu sigur, pentru că dacă l-aplicați în cantitate mare, o să vă încarce tenul inestetic, având acoperire deja mare. Eu l-aplic cu pensula pentru că îmi doresc să nu construiesc foarte mare acoperire pe ten, de aceea vreau să îl difuzez mai mult și în același timp să scot în evidență și lumina pe care primerul mi-a dat-o. Având în vedere că tenul meu acum este deshidratat, nu-mi doresc să am un aspect foarte mat al machiajului. Și după cum observați, în continuare tenul meu este luminos datorită primerului acela de dedesubt. Îmi place chestia asta și îmi place să mă joc în ultima perioadă cu combinația asta. Fondul de ten cu aspect mat și primerul super luminos. Mi se pare că funcționează foarte bine pe tenul meu în ultima perioadă. Și o să fac treaba asta în continuare, pentru că fondul de ten cu finish mat îmi păstrează, îmi dă o rezistență a machiajului mai mare decât un alt fond de ten cu un alt finish, iar primerul de dedesubt îmi dă luminozitatea aceea de care am nevoie și o combinație, așa să zic, juma-juma și ten hidratat și luminos și machiaj rezistent. Mă mulțumesc că ambele variante momentan. Și cam așa arată fondul de ten. După cum observați, nu am construit acoperire foarte mare, pentru că nu-mi doresc, deși cu fondul acesta de ten, dacă îl folosiți și mai ales cu burețelul umezit, are super acoperire. Eu am lăsat așa să se mai întrevadă câte un beng, câte un coșuleț pe aici, pe acolo, pentru că mi se pare că în momentul de față tenul meu arată mult mai bine așa. O să aplic în continuare concealerul acesta și vă spuneam că este un produs nou pe site-ul Makeup Shop. Se numește Conceal and Perfect, este din aceeași gamă cu fondul de ten, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie cu acoperire mare. Pe asta nu l-am mai folosit, nu știu ce să zic. Hai să îl aplic. Ăsta este aplicatorul, mi se pare un aplicator clasic. Mi se pare că este destul de dens și are același miros cu fondul de ten. Hai să vedem și ce grad de acoperire. O să-l difuzez cu o pensulă plată. Wow! Am uitat să vă zic ce nuanță am eu. Light Nude 115. Și mamă mia, are super acoperire și cred că o să apelez la o altfel de pensulă, pentru că vreau să-l difuzez un pic mai mult decât o face pensula aceasta. Dar are super acoperire și mi se pare că nu usucă excesiv zona din jurul ochilor. O să-l aplic și pe post de bază de fard. Trebuie să lucrați relativ repede cu acest concealer, pentru că deși este dens și la început vă dă impresia de produs super cremos, să știți că are tendința să se prindă foarte repede de piele și să rămână, să se fixeze în locul în care l-ați așezat, imediat după ce l-ați așezat. Cu toate astea, nu usucă, nu simt că mi-usucă zona din jurul ochilor și nici aspectul pe care îl dă nu este unul deshidratat, ceea ce este fain pentru că are acoperire și chiar îmi place cum arată. Văd că
Momentan, fondul ăsta de ten nu se adună excesiv în ridurile mele de expresie. O să fixăm imediat și cu pudră și de data aceasta am o pudră presată care se numește Prep Set and Go. Asta este pudra. Eu am mai testat-o la un moment dat pe asta, am mai testat-o la o cursantă de-a mea, da, am avut o cursantă care mi-a zis că este foarte mulțumită de pudra aceasta și că o folosește pe întreaga față și mi s-a părut și mie că fixează foarte bine, de aceea e prezentă și în clipul de astăzi, pentru că vreau să vă arăt și vouă cum funcționează, cum se prezintă ea pe un ten combinat ca al meu în momentul de față, un ten mixt. O să aplic prima dată în jurul ochilor cu o pensulă de genul acesta. Este de la Japonesk. După cum ați observat, ea este albă în recipient, dar nu lasă un film alb. Este translucidă. Și da, fixează, chiar fixează. Deci când o iau pe pensulă, ea este albă, dar după cum observați în momentul în care o aplic, nu se vede că am aplicat ceva acolo, ci doar matifiază și fixează machiajul. Și e foarte fină așa, e foarte netedă. Se simte, de fapt, pielea netedă acolo unde ați aplicat pudra aceasta. O să iau o pensulă mai mare și o să aplic această pudră pe întreaga față. Din ce observ în momentul de față după ce am aplicat pudră, pentru că nasul meu este foarte deshidratat, pe vârful nasului se vede că am aplicat fond de ten și aș putea să spun că nu s-a așezat extraordinar de bine. De aceea o să vă rog să fiți atenți dacă tenul este deshidratat sau dacă tenul este uscat în mod normal, n-aș recomanda fondul ăsta de ten acolo. Dar dacă este deshidratat, aveți grijă să hidratați foarte bine înainte de a-l aplica. Asta dacă vă doriți acoperire mare. Da, momentan doar asta este zona cu probleme. Asta înseamnă că aici am eu un exces de uscăciune pentru că tenul este deshidratat în mare parte, dar văd că nu s-a așezat rău pe alte zone, doar pe vârful nasului. Și aici s-ar putea să nu fie neapărat de la fondul de ten, ci să fie o problemă a nasului meu, a deshidratării. În continuare o să-mi conturez sprâncenele și am două produse. Ăsta nici măcar nu l-am desfăcut. Este un gel de sprâncene, vine și cu o pensulă. Se numește Stay Put Brow Color. Eu o am în nuanța 01 Soft Brown. Și mai am și un mascara de sprâncene care se numește Stay Put Brow Shaping Gel. Pe ăsta îl am în nuanța Soft Brunet 02. Sper să nu fie prea închis pentru mine, dar vom vedea. O să aplic prima dată acest gel și vedem. Din ce văd, pensula asta este destul de țeapănă, adică are perii oblici și sunt destul de drepți așa și stă țeapănă, lucru care e foarte bun pentru trasarea firelor de păr mai subțiri. Gelul arată cam așa și o să îl aplic după ce voi pieptăna puțin cu acest spoolie. E destul de pigmentat gelul și alunecă destul de ușor. Bine, nici foarte, foarte ușor, adică nu glisează într-un mod negativ, dar are acoperire, văd că acoperă. Pensula e foarte bună, chiar e foarte bună, după cum observați am trasat foarte lejer. Și acum cu ce mi-a mai rămas pe pensulă, o să vin să trasez fire aici, la baza sprâncenei. Acum, la final, dacă mă întrebați, cred că aș alege o nuanță un pic mai deschisă și sunt convinsă că cealaltă mai deschisă are și un subton mult mai gri, pentru că asta, nu știu ce ține asta, simt acum că aș avea nevoie de un subton un pic mai gri. Per total, sunt mulțumită de gel, adică are acoperire, dar cred că n-am ales eu cea mai potrivită nuanță. Hai să vă poate ajut un pic din mascara cu subton. Pensula acestui mascara e foarte interesantă. Pe o parte are perii mai mici și pot să încarc geana și eventual să ridic firele de păr, să le îmbrac, iar pe o parte are perii un pic mai lungi
pentru a scoate excesul de produs și eventual pentru un efect mult mai natural, aș zice eu. Nu influențează foarte mult ca și culoare și fixează firele de păr. Le duce în direcția în care vreau eu. Pensulele astea, să știți că sunt foarte tari. Deci chiar îmi place pensula asta mult de tot. Vin prima dată cu perii mici, ridic firele de păr, le încarc cu produs și mai apoi le pieptăn și mai bine cu firele de păr mai lungi. Aduce culoare, să știți, după cum observați, a trebuit să șterg, am ieșit un pic din sprânceană. Dacă veniți cu vârful, văd că acoperă un pic și golurile, dacă ele există. Sper că n-am sprâncenele prea închise. Sper. Da, și la mascara și la gelul de sprâncene aș fi ales nuanțe mai deschise, cu un număr, da? Cu o nuanță mai deschis. Dar asta nu înseamnă că produsele nu mă mulțumesc, ce puțin mascara este super tare, pensula este foarte mișto, aduce și un plus de culoare, îmbracă genele pentru un efect natural dacă asta vă doriți și gelul, să știți că are putere de acoperire, doar că mi-aș fi dorit unul cu un subton mult mai gri decât este acesta. Însă, ca și aspect final, ca grad de acoperire a golurilor, mă mulțumesc ambele produse. O să mergem mai departe la machiajul ochilor și vă spuneam că am o paletă nouă și anume aceasta pe care o țin în mână. Ea arată cam așa, este o paletă care conține produse pentru ochi și produse pentru obraj, și anume fardurile pentru ochi sunt acestea de aici. Și aici am două iluminatoare, da, două iluminatoare. Unul este mai galben așa, iar acesta este super super alb. Fardurile sunt mate și sidefate. Eu întotdeauna vă spun că astfel de palete cu culorile acestea sunt pe gustul meu pentru că pot fi folosite pe timp de zi într-un machiaj lejer, natural, neutru și puteți să le transformați cu ajutorul acestor culori, puteți să transformați machiajul într-unul de seară pentru că aveți și negru și maron închis și burgundii. Bineînțeles, puteți să vă jucați și cu texturi, să aplicați ceva sidefat și atunci se transformă complet machiajul. Mai ales că mie paleta aceasta de culori îmi place foarte mult. Mă refer la paleta de culori, combinația de culori din interiorul acestei palete. Se numește Gilded Desire și o să vedem cum se comportă în machiajul pe care o să-l creez astăzi. Pe spatele paletei aveți și denumirile fardurilor. În interior nu au denumirile, dar eu zic că este foarte bine lipit abțipildul ăsta de pe spate ca să puteți să vedeți multă vreme nuanțele și, ca de obicei, o să folosesc în pliu o primă nuanță și o să o iau pe asta de aici. Văd că au fallout fardurile, după cum observați, pică pe oglindă, dar hai să vedem cum arată pe pleoapă. Fardul se numește Sweet as Honey. Îl voi aplica în pliu și deasupra pliului, dar văd că am ales o nuanță mult prea apropiată de tenul meu, de culoarea pleoapelor, de fapt. Așa că ce o să fac? O să vin cu această nuanță de aici. Hai să văd cum se numește. Asta, să zic, e un pic nașpa, că trebuie să întorci paleta de fiecare dată să te uiți. Se numește Crazy for Cocoa. Și voi merge exact în aceeași zonă. Are puțin fallout și pe obraz, dar vreau să văd cum se îndepărtează. Pentru că dacă fixați foarte bine machiajul, dacă fixați baza cremoasă, în mod normal n-ar trebui să fie o problemă, dar vedem acum. Exact ce ziceam, se duce imediat. Știți că v-am mai zis, eu nu trebuie să vă speriați de puțin fallout, pentru că de obicei fardurile care sunt foarte pigmentate se întâmplă să aibă fallout, așa că vă concentrați pe fixarea machiajului în zona de sub ochi sau puteți să mai aplicați puțină pudră și se rezolvă problema asta prin îndepărtarea pudrei respective care atrage produsul care curge. Pe pleoapa inferioară o să folosesc acest fard burgundii de aici și el se numește Time to Unwind. Foarte tare denumirea. O să îl aplic pe pleoapa inferioară în colțul extern, dar o să scot puțin excesul de produs ca
ca să nu întind peste tot. Văd că acum văd că s-a adunat puțin acel concealer în ridurile de expresie de sub ochi. Și trag de fard în spre colțul intern al ochiului, dar păstrez intensitate mai mare în colțul extern. Am coborât un pic mai mult cu fardul de data aceasta și o să elimin din nou excesul de fard care a căzut pe obraj. După cum vedeți, nu rămâne acolo, ceea ce e foarte fain, pentru că paleta este foarte pigmentată. În continuare, cu o pensulă plată și foarte micuță, precisă, o să aplic fardul acesta de aici. Love Addict se numește. O să umezesc puțin pensula. Am acest spray Make It Last, tot de la Milani. Trebuie să-l desigilez întâi. O să umezesc puțin pensula pentru a avea intensitate și mai mare. Aplic fardul acesta pe pleoapa inferioară, aproape de linia genelor. Ce nu v-am zis despre paleta aceasta e că ambalajul este foarte fain, e așa superb, doar că rămân amprente pe ea. Dacă nu vă deranjează treaba asta, e chiar super tare. Băi, dar ce faină e culoarea asta. Scoate în evidență ochii verzi. Îmi lăcrimează ochiul acesta și mă enervează că mi se duce fardul mat. Dar o să vă învăț un truc. Când se întâmplă treaba asta, veniți cu creion. Eu o să folosesc creionul de buze în situația de față, pentru că tot de la Milani este nuanța 03. Și o să aplic puțin creion pe zona respectivă. Aplic puțin așa pe mână. Mamă, ce cremos e ăsta. Foarte cremos e. Aplic puțin pe mână, după care voi veni cu o pensulă subțire. Și mă voi duce cu produs cremos. Aplic produsul cremos pe zona respectivă prin mișcări de tapotare. Sper să prindă. Pentru că, să știți, lacrimile sunt atât de puternice încât sapă în machiaj. Și de multe ori să știți că se întâmplă ca lacrima să se ducă și pe pleoapa superioară. Sunt convinsă că vi s-a întâmplat asta și nu știați de ce. Să știți că lacrimile nu doar curg, se și duc pe pleoapa superior, adică urcă. Și fac treaba asta cu produs cremos, acopăr, întâmplător, e bine că această nuanță a creionului este apropiată de fardul pe care l-am aplicat și cu aceeași pensulă o să vin cu fardul mat pe care l-am pus inițial și o să sigilez zona. Eu folosesc creion de buze pentru că nu am la îndemână un alt creion de ochi, dar dacă aveți un creion de ochi în aceeași nuanță, vă ajută și cu siguranță sunteți și mult mai safe. Și gata, s-a rezolvat problema. Să sperăm că nu mai lăcrimează ochiul. Mergem mai departe și o să folosesc o pensulă plată pentru că vreau să aplic în colțul intern și extern nuanța aceasta de aici, Just Bronzing Around, foarte faine denumiri, la fel o să, de fapt nu, hai să nu mai umezez pensula, de data aceasta aș vrea să aplic fardul chiar așa, cum se prezintă el, să vedem cât sunt de intense. Îmi place ce văd deja. Deci nu e nevoie să folosiți, să umeziți pensula de fiecare dată. Și chiar e foarte pigmentat, aș putea să zic. Are puțin fallout, dar mult mai puțin decât fardul mat. Aplic puțin și în colțul intern. Apoi, cu degetul, o să folosesc fardul acesta de aici, care e, wow, super cremos la atingere. Este un fard metalic și este extraordinar de pigmentat. Îl aplic în centrul pleoapei. Of, ăsta are mult fallout. Sper că se va îndepărta ușor. Cred că am luat și mult pe deget.
Văd că se comportă bine pe pleoapă dacă le aplic prin mișcări de tapotare. O să iau pe pensulă puțină pudră ca să-l ridice de pe piele. Tot a mai rămas un pic, dar o să vin cu pensula de fond de ten și cu ce a mai rămas o să tapotez așa aici. Și gata. S-a curățat. Și vin din nou cu pudră. Și done. O să încerc la celălalt ochi să folosesc o altă tehnică. O să iau o pensulă. O să iau pe asta, plată, așa. Iau produs, o umezesc și vedem dacă cu pensula umezită se întâmplă același lucru. Să știți că aceeași treabă am întâlnit-o și la fardurile foiled de la Makeup Geek. Sunt foarte, foarte intense și cu particule mai mari și au nevoie de o pensulă umezită pentru a se prinde bine de pleoapă. Și asta o să fac acum la ochiul stâng și într-adevăr nu mai cade pe obraz. Yay! Măcar așa vedeți care e cea mai bună variantă de aplicare a acestei texturi. Pare așa umed. Da, asta este varianta bună, nu cu degetul, ci mergeți cu pensula umezită. Mai cade un fir două, dar se îndepărtează mult mai ușor, așa. Îmi place, gata, am rezolvat problema. În continuare o să trag cu pensula aceasta plată și foarte subțire de fardul acesta pentru a crea o idee de alungire a ochiului și mai departe o să mă ajute în trasarea eyelinerului. Iar eyelinerul pe care îl folosesc este Stay Put Matte, rezistență 17 ore, în nuanța 03 Safari Matte. Este un astfel de eyeliner cu acest capăt gen cariocă. Eu l-am ales pe ăsta pentru că mi-a plăcut foarte mult nuanța. Și văd că este destul de intens. Sper să rămână mat. Asta îmi și doresc, așa cum îi zice și numele de altfel. Nu pot zic că mă dau un vânt după aplicatorul ăsta, pentru că deja am stricat aici o treabă. Așa că ce o să fac este să folosesc o pensulă de eyeliner, care cu siguranță o să mă ajute. Aș fi vrut ca vârful să fie un pic mai subțire, dar cred că o să folosesc la ochiul celălalt o pensulă, ca să nu mai am tendința să îngroș așa de tare codița. Ok, acum că am rezolvat problema asta cu eyelinerul, pot să vă zic în felul următor. Culoarea este senzațională, după cum puteți vedea și pe cameră. Nu-mi place, în schimb, vârful, pentru că este un pic cam gros și cred că data viitoare aș folosi o pensulă, dar s-a rezolvat, după cum ați observat, s-a rezolvat problema pe care o aveam. Oricum, codițele astea sunt mult prea groase decât mi le-aș face eu în mod normal, însă se usucă mat și este intens eyelinerul ăsta, este super tare, super tare, iar nuanța, îmi place la nebunie. După cum ați observat, am deschis ochiul în timp ce el era umed și s-a dus puțin și aici și am curățat cu spuliul de sprâncene, s-a dus foarte repede, am revenit cu puțin fard și gata! Hai să aplicăm și mascara acum. Bineînțeles, m-a enervat între timp și ochiul care curge și curge în continuare. Deci dacă curge în continuare, va trebui să reveniți mereu să retușați pentru că nu aveți sorți de izbândă. Vă spuneam de mascara. Nou, mascara se numește Dangerous Lengths, da? Și are această periuță. Este o periuță interesantă pentru că pare așa ușor stufoasă, nu ușor, chiar foarte stufoasă, dar cred că o să se potrivească cu genele mele pentru că o să le încarce foarte bine. Da, exact ce spuneam. O să încarce foarte bine genele scurte. Dacă aveți gene scurte, clar, ăsta este o mascara pentru voi. Este o mascara de alungire. De fapt, și denumirea lui asta zice. Este foarte negru. Asta se pare că este o zi proastă de filmare. Îmi lăcrimează ochiul. Am greșit eyelinerul. În continuare m-am atins cu mascara. Deci este o zi, de fapt, de retușat.
Dar nu mă dau bătută. Deloc. Pentru că produsele astea chiar sunt foarte tare. Deci sunt foarte tare. Până acum sunt chiar foarte încântată de ele. Și foarte pigmentate. Extrem de pigmentate. Și știți că Milani are prețuri accesibile. Și se ridică la calitatea unor produse super profesionale. Îmi place mult mascara asta deja. Cum îmi îmbracă genele și nu le încarcă, nu le face de păianjen. Pentru că nu am un creion pe care să-l aplic pe conjunctivă, o să folosesc fardul acesta de aici. Se numește Naked Truth și cu o pensulă de genul acesta, o pensulă dreaptă și din peri sintetici, o să aplic foarte puțin pe centrul pleoapei inferioare, chiar deasupra rimelului. Nu este ceva super vizibil, dar va aduce un plus de luminozitate. Și în continuare o să merg la machiajul obrajilor și voi folosi acest bronzer. Se numește Bronzing Powder și l-am în nuanța 01 Sunlight Silky Matte. Deci este un bronzer mat. Nuanța, după cum observați, nu este una foarte închisă și o să îl aplic cu o pensulă așa babană. Asta este o pensulă de la Sephora care pe mine mă ajută să aplic bronzerul într-o manieră naturală, ceea ce îmi și doresc întotdeauna, și îl aplic pe lateralele frunții. După cum observați, tușele nu sunt unele extraordinar de vizibile. E un bronzer foarte, foarte natural și plăcut așa. Și gata, asta este aspectul meu bronzat. O să folosesc în continuare un blush. Este un blush din gama lor de farduri de obraz Baked Powder. Eu mai am unul preferat, se numește Luminoso, face parte din aceeași gamă. De data aceasta voi folosi nuanța Petal Primavera, nuanța 14. O să îl aplic cu o pensulă pufoasă de la Smashbox. Astea sunt niște blush-uri foarte, cu un efect foarte natural. Ăsta văd că are și el niște particule așa luminoase ca Luminoso. Și doar că este un pic mai în partea de roze. Luminosul este un mai piersic așa și dau un aspect super, super proaspăt machiajului și tenului per total. În continuare cu pensula cu care am așezat pudra sub ochi, o să folosesc acest iluminator din paleta de farduri de ochi. De fapt, știi ce? O să le combin. Ăsta cu ăsta. Cel mai bine. Cel deschis la culoare se numește Brighten Up My Day, iar celălalt Highlight of the Day. Of the Day? Da, of the Day. Oh-oh! Oh-oh! Ce fain arată! Mama mia! Foarte fain și super pigmentat! Mama mia și ce cremoase! Ce cremoase și ce fain se întind. Yes. Bineînțeles, cele care sunteți pasionate de iluminatoare, o să vă placă. O să vă placă. Foarte, foarte drăguț efectul. Sticlos așa. Foarte drăguț. Deci chiar nu m-a dezamăgit deloc paleta asta. Dar deloc nu m-a dezamăgit. Chiar mi-a creat o super impresie. Oh my god! Superb! 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 Și fardurile arată super drăguț. O să merg la buze acum. Da, la buze. Și am un combo din două produse. Creionul de ochi pe care l-am folosit mai devreme când am vrut să corectez aici o treabă. N-a funcționat, se pare că ochiul meu în continuare lacrimează. Se numește Color Stay Statement Lip Liner și este în nuanța 03, iar rujul este o noutate și anume face parte din gama Amore Satin Matte Satin. Ok, și nuanța este 04
plush, luxueuse, luxueuse în franceză, așa. O să aplic prima dată creionul, după care voi veni cu rujul. Aplic creionul doar pe conturul buzelor pentru a ajuta rujul să rămână în interiorul acestora. Nu mă interesează să îl aplic pe toată suprafața lor, pentru că vreau să văd cât este de pigmentat rujul. Vreau să vă zic că acest creion de buze este foarte cremos. După cum observați, vârful acesta s-a tocit, tocmai pentru că e super cremos și că pune o cantitate consistentă de produs pe buze. Mama mia, rujul ăsta are un miros... Miroase a ceva dulce, a dulciuri, a un desert. Foarte tare. Oh, și ce culoare superbă. Și se potrivește cu fardul ăsta de aici de jos. Să știți că acest aplicator are, cred că, are în centru un spațiu care reține produs, pentru că tendința mea a fost să apăs și cum apăsam mai tare, cu atât se așeza mai mult produs pe buze. De aceea nu cred că o să fie nevoie să reveniți, să băgați în recipient și să luați produs, pentru că acest aplicator are destul de mult pentru întreaga suprafață a buzelor dintr-o singură aplicare. Deci el este matte satin, ceea ce înseamnă că are un finish mat, dar rămâne cremos în același timp, adică are lumina asta așa când mă mișc dintr-o parte în alta, ce puțin eu asta înțeleg. Dar ce fain se vede și pe cameră. Se simte destul de lejer. Nu s-a uscat complet. Sunt curioasă să văd dacă până la finalul clipului, până când încheiem, se va usca complet, deși nu cred, fiind din gama asta matte satin, frumoasă nuanță. Foarte mult îmi place. Îmi place și feeling-ul, îmi place și mirosul. Chiar miroase foarte bine. Dacă nu mi-ar mai lăcrima ochiul ăsta, ar fi super. O să corectez puțin aici și revin cu gândurile de final și, bineînțeles, cu giveaway-ul. Gata! Am terminat. Ce mai am de făcut este să aplic acest spray de fixare, Make It Last, și o să fac chiar acum. Are stropii mai măricei, să știți, decât un alt spray de fixare. Miroase foarte fain. Nu lasă particule pe față, deși simt stropii un pic mai mari. Nu lasă. O să vă las în descriere cum a ajutat la rezistența machiajului. Ce să vă zic? Zi proastă de filmare astăzi, cu un ochi care curge, cu un eyeliner pe care l-am bușit din prima, dar rezultatul este unul armonios, zic eu, și arată foarte frumos, o combinație destul de faină de culori. Și ce să vă zic, eyelinerul, deși l-am bușit prima dată, îmi place la nebunie cum arată acum și îmi place foarte mult culoarea, s-a uscat rujul de buze complet și într-adevăr este mai mult mat decât satinat, dar are o lumină așa, dacă observați cum mă mișc eu dintr-o parte în alta, îl simt foarte lejer pe buze și asta îmi place foarte mult, îmi place foarte mult și nuanța. Fondul de ten nu este o noutate pentru voi și nu este o noutate nici pentru mine, s-a adunat în ridurile mele de expresie de pe frunte foarte puțin. Nu am retușat, deci cam asta este ceea ce vedeți voi că se întâmplă pe fruntea mea. Nu am aplicat nici pudră liberă, după cum ați observat. Pudra asta presată își face treaba foarte bine, așa cum v-am zis. Îmi place la nebunie paleta. Deci paleta de farduri este genială. Fardurile, atât fardurile de pleoape, cât și fardurile de obraz, iar iluminatoarele sunt oh my god. Îmi plac foarte mult și fardurile astea foil, de astea metalice, așa. Superbe, superbe. Dacă nu mi-ar fi curs ochiul în partea asta, dacă nu aș fi lăcrimat, fardul ăsta de aici de jos, hai să mai zic încă o dată cum se numește, Time to Unwind, burgundiu ăsta. Foarte frumoasă nuanța. Îmi plac produsele. Aș mai fi schimbat, singurul lucru pe care l-aș fi schimbat la machiajul de astăzi ar fi fost sprâncenele, să aibă un subton un pic mai gri decât îl au, dar sunt chiar și așa mulțumită de ele.
Ce pot să vă zic? Mascara, iarăși mascara foarte bun. Creionul m-a impresionat. N-am folosit până acum creioane de la Milani și îmi place că sunt foarte cremoase și că pun o cantitate, v-am spus, consistentă de produs pe buze, fără să le încarce neapărat excesiv, dar nu simt nevoia aia de a apăsa puțin cu creionul pentru a trasa ideea de intensitate, de dungă intensă. Și îmi place foarte mult iluminatorul ăsta, de față, iluminatorul ăsta lichid slash cremos, pentru că mi se pare un pic mai dens așa decât un lichid. Ce să zic, eyelinerul de acum încolo o să-l folosesc cu o pensulă, pentru că îmi place foarte mult că e super mat, îmi place că nu, deși mi-a curs aici, nu s-a îndepărtat, deși am avut aici lacrimă care își făcea de cap, nu s-a îndepărtat, nu s-a mișcat și că este foarte pigmentat, dar pentru a trasa dungi mai subțiri, cu siguranță aveți nevoie de o pensulă pe care să o folosiți. Și da, cam ăsta este machiajul de astăzi. Ăsta este One Brand Tutorial cu produse de la Milani. Încă o dată pot să vă zic că găsiți produsele pe site-ul makeupshop.ro. Iar la final, așa cum v-am obișnuit, clipul se încheie cu un giveaway. De data aceasta, ce am pentru voi este tocmai paleta de ochi împreună cu cele două iluminatoare de față. Paleta asta o să ajungă la unul din voi, o să aveți regulile în descriere ca de obicei și ce vă rog eu este să-mi spuneți în comentarii ce anume v-a plăcut sau ce v-a displăcut la machiajul de astăzi, în afară că mie mi-a curs ochiul în continuu. Nu știu ce să zic, asta este, se mai întâmplă. V-am zis, zi proastă pentru filmare astăzi, dar nu m-am lăsat și din punctul meu de vedere, machiajul este unul armonios. Eu vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și de data aceasta pentru a vă înscrie la giveaway. Nu uitați să mergeți în descriere pentru a vedea regulile și aștept cu mare drag comentariile voastre și să-mi spuneți ce produse folosiți și voi de la Milani. Vă pup și ne vedem în clipul următor. Bye! Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos când știu că nu n-are rost. Sunt încăpățânată și îmi place așa cum sunt. Și dacă